Fericirea este ceea ce căutăm toți. O căutăm o în viață întreagă. În nădejde, dacă poate o vom găsi mâine. Și de fiecare dată când avem o clipă de zăbavă, de fiecare dată ne frică de ziua de luni când începe iar treaba, problemele și alergarea. Mă inspiră pentru căutarea din seara asta din nou Matei, capitolul 5, cu 6, unde este vorba de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Întrebarea mea și căutarea mea mai departe este, Doamne, cum trezești tu foamea și setea într-un om? Foamea după neprihănire? Pentru că neprihănirea e un concept destul de străin în lumea noastră. Oamenii mai tânjesc după situații în care să nu-i mai doară ficatul, să nu-i mai doară stomacul, să nu îmbătrânească. Când ajunge în situația ca într-adevăr să li se facă vreo nedreptate, probabil vizează la momentul în care să se răzbune și așa mai departe, dar viziunea unei societăți neprihănite, a unui loc neprihănit, e din ce în ce, mai mult pe cale de dispariție. Nimeni nu se mai gândește la așa ceva. Ei, cu adevărat, numai în cer poate exista o lume neprihănită. Pe aici, pe la noi, nu mai e. A fost Ierusalimul o vreme, s-a demonstrat că nici el n-a reușit mare lucru, a fost Biserica Creștină cu sediu la Antiohia, la Ierusalim, la Constantinopol, la Alexandria, la Roma, rând pe rând centrele acestea s-au dovedit și ele ca fiind incapabile să ofere modele de neprihănire. Și atunci, ce rost are să vorbim despre neprihănire? Au venit comuniștii și au vorbit și ei despre omul nou. Suntem acum în situația în care în momentele astea de globalizare se vorbește iar, iar, iarăși despre o conștiință nouă. Nu neprihănire. Câți dintre noi sunt flămânzi după neprihănire? Chiar în biserică. Cu durere mă uit în stânga și în dreapta și am văzut biserici tradiționale, serioase. Biserica catolică dansând, cu preot, cu tot. De ce? Pentru ca să faci pe oameni să le mai placă la biserică. Bine, nu după neprihănire vii? Dacă vii după neprihănire, tângește după neprihănire. N-are rost să aduci un om care nu vrea neprihănirea să-l aduci la biserică. Are un rost? Se va simți mai devreme sau mai târziu, se va simți... Nu-și nu va găsi locul acolo. Preoți consacrând biciclete. Pentru că trebuie să fie ceva nou de fiecare dată. Tot felul de lucruri de felul ăsta. Înțelegeți? Adică ce vreau să spun este că spre surpriza mea și locul unde ar fi trebuit să se caute neprihănirea și în locul respectiv neprihănirea nu este. Sau nu se caută. Acum suntem în seara asta, ne-am adunat și noi câțiva. Suntem aici, prezenți. Neprihănire vrem? Asta e problema cum face Dumnezeu să aprindă în sufletul cuiva scânteia aia care se numește flămând după neprihănire? Cum face Dumnezeu? Al doilea text care aș vrea să-l să urmăriți împreună cu mine se găsește în Daniel, capitolul 12. De la versetul 9. Versetul 9, 10 și 13. Îngerul care îl însoțea pe Daniel a răspuns: Du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Mulți vor fi curățiți, albiți, lămuriți. Cei răi vor face răul și niciunul dintre cei răi nu vor înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Iar tu, du-te până va veni sfârșitul, tu te vei odihni, te vei scula iarăși odată în partea de moștenire la sfârșitul zilelor. Se încheie cartea lui Daniel în felul ăsta. Echivalentul celor ce iubesc neprihănirea și flămânzesc după neprihănire, echivalentul aici este cei pricepuți. Cei ce pricep Valoarea nebrihănirii. Zice, vor înțelege planul lui Dumnezeu. Cei răi nu îl vor înțelege de la început până la sfârșit. Și te întreb, dar de ce nu înțeleg? Observați, nu e o problemă de minte. Nu este o problemă de logică. Nu este o problemă de înțelepciune umană. Se spune aici, cei răi nu vor înțelege. Din ce cauză? ce îl face pe un om să nu înțeleagă planul lui Dumnezeu cu el? Faptul că e rău. Și eu nu vreau să recunosc lucrul ăsta. Eu vreau să spun, domnule, nu înțeleg pentru că sunt nepriceput. A? Aici spune, cei pricepuți vor înțelege. Dar tu de ce nu ești priceput? Vă rog să observați un lucru. Dumnezeu îi descoperă, îi descoperă lui Daniel toată istoria, de la început, până, de, din timpul său până la sfârșit. Dumnezeu îi încredințează lui Daniel istoria. Cartea lui Daniel se încheie cu cuvintele acestea Dute Daniele până la timpul sfârșitului. Uh, Odihnește-te până la timpul sfârșitului. Îi se arătase lui Daniel toată istoria până la sfârșit. Mersese Dumnezeu de mână cu el prin istorie. Îi arătase tot. Îi arătase cum se încheie istoria acestei lumi. Nu odată, nu de două ori, iar arătat asta în Daniel, capitolul 2, în al doilea capitol, când cu statuia mare pe care a visat-o Împăratul, Tâlmăci... visul i-a fost al Împăratului, dar tlăcirea, înțelesul profund, priceperea i-a fost dată lui Daniel, că de-aia zice cei pricepuți vor înțelege. Urmează apoi Daniel, capitolul 7, din nou. Sunt prezente acolo animale de pradă. Se sfâșie unele pe altele, se calcă în picioare. Dumnezeu îl duce din nou de mână pe Daniel prin toată istoria zbuciumată, plină de războaie, de violențe și de nenorociri. Până la capăt. Se termină cu judecata lui Dumnezeu. Daniel capitolul 2 se termină cu piatra aceea care se desprinde din munte. Daniel capitolul 7 se încheie cu judecata lui Dumnezeu. Ce frumos! Judecata lui Dumnezeu care judecă toate fiarele la rândul lor și ultima fiară a fost judecată și ea. Nu există nicio putere, oricât de hotărâtă, oricât de puternică, fără ca să nu se întâlnească cu judecata lui Dumnezeu. Daniel capitolul 8. Sunt animale uh, de la templu. berbece țap. Pentru ca în final să se producă o metamorfoză extraordinară. Și anume, din aceste animale de la templu, oarecum domesticite să se nască o formă de existență care n-a mai fost. Va vorbi o putere sub formă de corn cu un fățișare de om cu aroganță care depășește umanul și care se va război cu toată lumea, inclusiv cu Dumnezeu. Se va lua de piept cu Dumnezeu. Textul din Roman, din, Daniel, capitolul 8, spune că se va ridica până la templul lui Dumnezeu. Va smulge din mâna preotului, îi va lua jerfa necurmată. Adică puterea asta nu numai că va robi pământul, va termina pământul și pe se va apuca de colindat și de rezolvat probleme, probleme divine. Și din nou Dumnezeu intervine și la sfârșitul timpului Dumnezeu pune capăt acestor atrocități. În Daniel capitolul 9 este vorba Intervine frumos sanctuarul. În Daniel, capitolul 8 cu 14, se vorbește despre profeția de 2300 de sări și dimineți. În Daniel capitolul 9, apar cele 70 de săptămâni. Și aici la cele 70 de săptămâni, apare un lucru frumos. Aș vrea să citeți împreună cu mine textul din Daniel 9, cu 24. Îi spune lui Daniel așa Dumnezeu, fii atent, vor trece 70 de săptămâni de ani. 70 de săptămâni de ani, ceea ce înseamnă 490 de ani. Exact. Până unde? Și zice aici, până la încetarea fără de legilor, 1, până la ispășirea păcatelor, doi, până la ispășirea nelegiuirii. Ce observați dumneavoastră? Recurent, se repetă mereu ce anume. Se va termina ce? Păcatul. Se va termina păcatul, se va termina nelegiuirea. Pe când se va termina păcatul și nelegiuirea, ce va urma? Sigur că da, urmează neprihănirea. Și zice aici, până la aducerea neprihănirii veșnice până la pecetuirea vedeniei, până la ungerea Sfântului Sfinților. Și apare aici ideea asta. Istoria noastră merge până unde? Până la aducerea neprihănirii veșnice. Ăsta este scopul acestei istorii, nu este altceva. Scopul vieții mele, scopul vieții tale este să se întâlnească cu neprihănirea veșnică. Și în momentul în care Dumnezeu îl ia pe Daniel și îl trece prin istorie, Dumnezeu îi arată că sensul profund, adânc, real al istoriei este această întâlnire între ființa umană și neprihănirea lui Dumnezeu. Spuneți-mi, vă rog, de ce ucenicii la înălțarea Domnului Isus Hristos au rămas cu ochii ațintiți spre cer. Că așa zice textul, Faptele Apostolilor, capitolul 1. Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați așa, cu ochii pironiți spre cer? De ce? Frații mei, răspunsul pe care l-am găsit cumva a fost... văzuseră neprihănirea. Și acum când neprihănirea s-a înălțat din mijlocul lor, e ceva extraordinar să vezi. Eu îți spune, la un moment dat, auzisem vorbindu-se despre tine. Dar acum ochii mei te-au văzut. Care e diferența între a auzi vorbindu-se și dintre a vedea? Care e diferența? În tot Vechiul Testament s-a auzit vorbindu-se despre această neprihănire veșnică. Daniel vorbește, va veni neprihănirea veșnică. Evreii vorbeau despre lucrul acesta. Făcuseră paradisul lor, îl făcuseră din această neprihănire veșnică. Evident, o făcuseră după mintea lor. O făcuseră după firea lor. Când a venit Isus Hristos și a început să meargă în mijlocul lor, când a început neprihănirea să calce pe pământ, a fost atât de deosebită de tot ceea ce auziseră, își imaginaseră, încât când s-a înălțat din, dintre ei, sentimentul pe care l-au trăit este că le-a pierit, s-a dus paradisul. S-a dus paradisul. Una din marile noastre probleme este că imaginația noastră ne joacă feste. Noi ne imaginăm că neprihănirea este ceva așa ca la mănăstire. Că neprihănirea este ceva, o încorsetare a întregii ființe cu nu e voie, nu e voie, nu e voie. Dar, dragii mei, aia e legea. Și câte vreme stai sub lege, te vei trezi întotdeauna că te vei lovi de limite și de ziduri și de toate să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia și firea ta care este pământească, firească și așa mai departe, întotdeauna se va simți gătuită, aproape ucisă de aceste restricții. Nu se poate să-ți placă așa ceva. Ce-i de făcut? Nu se poate să-ți placă neprihănirea. Îți dă Dumnezeu cerul întreg, plin de neprihănire. Te învață să te rogi în rugăciunea Tatăl nostru, cum e în cer, Așa și pe Pământ. Și când te rogi, te întreb, dar oare, eu îmi găsesc locul meu acolo. Dar oare... dacă ar fi să fie cerul pe Pământ acum, n-aș vrea mai bine Pământul că mie nu-mi place cerul. Sigur că da, teoretic noi ne dăm răspunsuri foarte categorice, foarte rapide. Nu, 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 eu vreau un cer. Dar de ce vrei în cer? Păi... Da. Vreau un cer pentru că e aur pe jos, argint, pietre scumpe, diamante, nu se mai moare, nu? Și pentru ce nu mai vrei în cer? Păi... Da. Nu cumva vrei în cer, știind că nu te vei ascunde niciodată? Că nu vei mai putea să te ascunzi de nimeni? Și că așa cum ești pe dinăuntru, te vei vedea pe din afară? Că în cer nu se minte, nu, nu, nu ai camuflajul ăsta, nu-l ai. În cer nu poți să mergi pe două cărări, că zice să nu desfrânezi. Nu e vorba numai de desfrânarea din căsătorie, e vorba de desfrânarea spiritului. În ce măsură ești de neclintit între adevăr și eroare? În cer, ți se cere să cinstești. Păi tu mai știi să cinstești. Cam uita să ne cinstim și părinții. Și nu e vorba de părinții ăștia. E vorba de Tatăl Ceres din ceruri. Iar, sigur, în cer, vei fi întotdeauna cu Domnul. Așa e? Păi și e frumos să fii cu Domnul. Totdeauna. Păi cum e aia să fii cu Domnul? Păi e ca în sabat. Păi și ce îți place să îți place în sabat? Păi cum e în sabat? Păi stau toată ziua pe scaun la biserică. Păi și așa vrei să fie o veșnicie cu Domnul? Îți place așa? Ceva nu se leagă. Datorită imaginației noastre. Noi nu, nu iubim neprihănirea. Pentru că la biserică înseamnă să stau pe scaun, nu să mă bucur împreună cu cine să mă bucur. Mă ajutați cu cine să mă bucur? Poftiți? Cu fratele meu, cu sora mea, de când -a, nu ne-am mai văzut. E, e, Nu e teorie, fraților. Este ceea ce Dumnezeu impune ca fiind o realitate, un, un experiment practic. Păi nu mai pot să stau acasă că vreau să vin la biserică, să dau mâna cu fratele meu, să dau mâna cu sora mea, să-i spun ce ai mai făcut, cum e. Hai să ne rugăm împreună, hai să ne rugăm împreună pentru fratele Sam. Are o problemă. Ne rugăm pentru el. De asta am venit la biserică. Pentru sora Elena, pentru sora Lavinia. Hai să facem lucrul ăsta. Am venit la biserică, am stat destul o săptămână acasă, de-abia a trecut timpul. Hai să venim aici. Asta e biserica. Asta e odihna. Asta e ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. O, dragii mei, când Domnului, îi arată lui Daniel toată istoria, îi atrage atenția asupra lucrului final, asupra momentului în care istoria se va întâlni cu Dumnezeu. Și punctul ăla de valoare, de valoare nu numai istorie, dar de valoare ființei umane. Fără Dumnezeu, fără să te întâlnești cu Dumnezeu, suntem ieri. Toată istoria îți aparține. Îți aparține neprihănirea veșnică, auziți. Îți aparține ispășirea veșnică. Îți aparține biruința finală. Toate sunt ale tale. Așa îi spune Dumnezeu lui lui Daniel, în Daniel, capitolul 9. Toate venise Domnul Isus Hristos au văzut neprihănirea și au rămas în suflet cu dorul după neprihănirea aceasta. Și dorul după neprihănirea asta l-au dat din generație în generație. Ăsta a ajuns la noi. Ăsta a ajuns la noi. Noi stăm aici, noi venim la biserică datorită faptului că ni s-a spus că va veni neprihănirea veșnică și că e frumos. Și că nu e o altă veste mai bună decât asta. Și noi am început să o credem. Unii mai mult, alții mai puțin. Dar tot ceea ce se întâmplă acum este o experiență, experiența asta. Doamne, e frumoasă neprihănirea sau nu e frumoasă neprihănirea? M-am îndrăgostit de neprihănire sau nu. Și Dumnezeu spune, spun la dispoziție cerul. Dar înainte de asta, hotărăște-te dacă îți place neprihănirea sau nu. Păi cum să mă hotărăsc, Doamne? În fiecare zi. Vezi. Dacă e frumos să trăiești neprihănit. În fiecare zi. Uh. E foarte greu. Sunt unele concepte care sunt greu de înțeles. Spre exemplu, istoria este lungă. Mii de ani. Istoria lui Dumnezeu e și mai lungă. Vă puteți imagina că e posibil să comprim istoria într-o singură experiență? Vă puteți imagina ce înseamnă asta. Adică vreau să vă asigur un lucru. Că fiecăruia dintre noi îi aparține toată istoria. Nu numai jumătate. Eu trăiesc în timpul sfârșitului, acum. Moise a trăit la începutul istoriei. Nu? Noi e și mai încolo. El a prins doar secțiunea aceea, așa e? Vă întreb. Noi, a trăit înainte de potop, a prins toată istoria mântuirii sau doar secțiunea aceea mântuirii dinainte de potop? Haideți, haideți să vedeți cum comprimă Dumnezeu și cum face, că îi dă lui Noe toată istoria. Cum și mie mi-o dă pe toată. Și cum fiecare om mântuit are acces la toată istoria. Vă rog frumos, deschideți în Roman capitolul 8. Deci, scrisoarea Sfântului Apostol Pavel din Romani, capitolul 8, ne pune în fața unor lucruri extraordinare, de la versetul 29 și 30. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și acum vă rog, și pe aceea pe care i-a și chemat și pe aceea pe care i-a chemat i-a și socotit neprihăniți, pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți i-a și proslăvit. ce proslăvirea? Glorificarea, după înviere. Și acum iau din nou textul. Pe aceea care i-a hotărât mai înainte, i-a și chemat, pe aceea care i-a chemat, i-a și socotine neprihăniți, pe aceea care i-a socotine neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci i-a chemat mai întâi, l-a făcut cu mâna de departe și a zis, veniți, haideți! E primul moment. Și îi duce până unde? Până la proslăvire și la glorificare. Adică pe Enoch l-a glorificat Dumnezeu? L-a luat la cer? Sigur că da. Pe noi l-a glorificat Dumnezeu. Chiar dacă nu l-a luat la cer. Asta, prin credință, lucrarea este completă. Omul care este în Iisus Hristos atinge glorificarea. Aș vrea să înțelegem cât de, 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 de puternic vrea Dumnezeu să lucreze în noi. Și aș vrea să regretăm cât de slabi suntem, cât de limitați suntem, cât de neputincioși, cât de fără viziune suntem. Distanța este enormă, este cosmică. Unde vrea Dumnezeu să fim? Ce vrea Dumnezeu să ne dea? Și ceea ce suntem noi. Așa vrea Dumnezeu să păstreze în sufletul meu foamea după neprihănire. Îmi glorifică mintea. Îmi schimbă caracterul. Mă face să trăiesc într-o lume nebună ca un om sfânt. Mă face să trăiesc pe un pământ mizerabil ca un om curat. Și să-mi placă curățenia. Despre Avram se spune că Avram a văzut ziua lui Isus Hristos. Avram a trăit cu o mie de ani înainte. Și totuși a văzut ziua lui Isus Hristos. Unde? Când? Nu l-a lăsat Dumnezeu să nu vadă. Moise l-a luat Dumnezeu și înainte să moară, Moise a zis, vreau să văd țara Canaanului. Și Dumnezeu nu i-a arătat doar țara Canaanului, i-a arătat tot. Tot. A văzut și el pe Mesia, a văzut și el cum poporul acela lui îl va crucifica pe Isus Hristos. Poporul care îl, scos, îl, scosese el din pustie, pentru care mijlocise el cu prețul vieții sale, a văzut că îl va crucifica pe Isus Hristos. Profetic Moise a folosit cuvinte tari în legătură cu Israel, le-a spus, voi sunteți un popor încăpățânat, Oare noi cum suntem? Și ce frumos a văzut că Iisus Hristos va învia, se va ridica la cer și nu știu, bănuiesc că Dumnezeu i-a arătat și muntele schimbării la față. Nu? I-a arătat muntele schimbării la față lui Moise. Și Moise s-a văzut pe un om acolo care vine să-l îmbărbăteze pe Isus Hristos. Și era ca în oglindă că se mâna cu el. Și Moise s-a văzut pe sine ca fiind acela care îl îmbărbătează pe Isus Hristos în mijlocul unui popor care l a ucis. Moise, el care mijlocise pentru poporul acesta, mai bine șterge mă pe mine din cartea vieții, va veni acolo să-l întărească ca poporul ăsta să lucide pe Fiul lui Dumnezeu. Este un paradox extraordinar la care Moise asistă și în momentul acela obosește de atâta emoție. Și când Dumnezeu îl așează în mormânt, Moise își încheie pelerinajul sătul de dezamăgire pe de-o parte și doritor de altă lume care se numește Neprihănirea Veșnică. Pe de altă parte. Neprihănirea Veșnică. E... Frumos și în același timp greu de înțeles mântuirea. Din cauza mea, nu din cauza lui Dumnezeu. Și a ieșit David afară din cetățuie și plângea pe Muntele Măslinilor. Și s-a oprit acolo unde exact cu o mie de ani mai târziu se va opri Domnul Iisus Hristos și va plânge și El. Să știți că în neprihănire noi facem lucrurile lui Dumnezeu, nu lucrurile noastre. În neprihănire, Maria, când s-a dus și a spart vasul cu nard, în momentul acela, l am îmbălsămat pe Domnul Isus Hristos înainte de mormântarea sa, fără să știe. I-a făcut fapte de care n-a fost conștientă în însemnătatea lor. Țineți-vă de neprihănire, iubiți neprihănirea, stați alături de Isus Hristos și veți deveni părtași cu El. Nu doar în simbolurile, dar în realitatea mântuirii. Pentru că asta este neprihănirea veșnică. De unde flămânși și însetați după neprihănire? Decât de la, de la, această viziune, de la această, de la această perspectivă. Uitați-vă mereu și priviți lucrurile așa, în partea lor, în partea neprihănirii lui Isus Hristos. Nu le mai priviți din partea păcatului, acolo unde este multă durere, mult eșec, multă mult faliment până la urmă. Nimeni nu va rămâne copil lângă Isus Hristos. Nimeni nu va rămâne copil. Adică, știți, n-am avut timp să cresc. N-am avut timp să mă dezvolt. Sunt copil. Nu! Lângă Iisus Hristos nu rămâi copil. Să vă dau un exemplu și cu asta voi încheia. Pentru a vedea frumusețea, frumusețea extraordinară a neprihănirii care dezvoltă, care schimbă. Tâlharul de pe cruce. Cât timp a petrecut cu Iisus Hristos? Poftiți? Ore, da? Ei bine, orele respective nu erau ore de stat de vorbă. Erau ore acoperite de durere. Nu puteai nici măcar să gândești prea mult. În câteva ore, tâlharul, vreau să vă întreb, a fost copil sau matur? Noi zicem așa că <coughs> începutul e început, e copilărie, crești, câți ani ne trebuie să, crești, să creștem? Noi suntem maturi sau copii? Maturi? Ziceți dumneavoastră, serios acum. Maturi sau copii? În credință. În ale credinței. Păi dacă mie maturizarea mea câți ani? Câți zeci de ani? Atunci ce să mai zic de tâlhar? Era, vreau, vreau spuneți-mi, e, e matur sau e copil? Din punct de vedere al experienței noastre ar trebui să fie Prunc! Și auzi ce zice el. Aduți aminte de mine, Doamne. În primul rând, când se folosește formula asta, este, este formula care se folosea atunci, formula robului față de stăpân. Și robul zice așa, stăpânul meu e așa de aglomerat, încât el nu are timp să se gândească la un zero, cum sunt eu, pentru că sclavul avea valoare nulă. Era zero. Cine? Nu te gândi la mine. Și el zice, adu-ți aminte de mine. Aduți tu aminte de mine când eu voi uita de mine. Vă dați seama de lucrul ăsta? Când eu voi uita de mine și nu voi mai putea aduce de, aminte de mine, cine se va gândi la mine? Cine își va aduce aminte de mine? Când eu voi fi în mormânt, când eu voi uita de mine, cine își va aduce aminte de mine? Și vă rog să observați cum garanția, garanția existenței fuge de la mine, nu mai e la mine, este unde? la el, la stăpânul care are atât de multă treabă, încât cum să se mai gândească la un zero ca mine. Și el spune totuși, nu, nu, tu ești garantul meu. Nu că, nu că m-ai uitat tu pe mine, ci eu ajung să mă uit pe mine însumi. Și când eu ajung să mă uit pe mine însumi, singurul care își aduce aminte este el. Ești tu. Aduți aminte de mine când vei reveni sau când vei veni. Istoria se încheie întotdeauna cu venirea lui Isus Hristos. Vei veni tu la mine, țineți cont, așa zice tâlharul, vei veni tu la mine. Eu nu pot să vin la tine, Doamne, să fie clar. Erau vecini de cruci. Și el spune, tu vei veni la mine. Vă dați seama ce mărturie despre învierea lui Isus Hristos a dat harul în momentul ăla? Tu vei veni la mine, eu nu pot să vin la tine. O mulțime de oameni, de creștini, vorbesc, vorbesc astăzi despre faptul că se duc ei la Isus Hristos, că e răpire secretă, că nu știu ce. Și el spune, nu, singura garanție este faptul dacă tu vei veni la mine, bine, dacă nu, eu nu pot să merg la tine. Vino tu, Doamne, la mine. copil sau matur. Din nou garanția îi la Isus Hristos. Doamne, dacă vii tu la mine, bine, dacă nu... Și în final, împărăția ta. Aduți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. El va aduce împărăția lui aici. Neprihănirea veșnică. O va aduce aici. Frații mei, ne e dor de împărăția lui Isus Hristos. Ne e dor de neprihănirea Lui. Ne e dor de o altfel de viață. Noi nu putem să ne dorim ceva ce nu știm, ce nu cunoaștem. Nu se poate. Dacă n-am gustat, nu ajungem să știm ce bun e Domnul. Nu. Bunătatea trebuie gustată. Bunătatea unui fruct trebuie gustată, bunătatea lui Dumnezeu trebuie gustată. Petru, veniți și gustați și vedeți cât de bun este Domnul. În Împărăția lui Dumnezeu, neprihănirea sa, trebuie să, trebuie să ne hrănim cu ea. Numai în felul acesta putem să ajungem să fim flămânzi. Numai în felul acesta putem să ajungem să înțelegem că nimic nu ne va putea opri să nu ne săturăm niciodată de o neprihănire care este atât de, atât de în armonie cu ființa noastră. De care avem atâta nevoie. Despre lucrul ăsta ne rugăm de fiecare dată, Doamne, cum e în cer să fie și pe pământ. Dacă istoria este așa. Dacă ne ia pe fiecare de unde suntem, ca și pe Daniel, și ne duce până la capăt, până ne vom întâlni cu neprihănirea veșnică a lui Dumnezeu, nu începe să capete sens că avem nevoie de o viziune nouă. Avem nevoie de această nouă perspectivă a neprihănirii lui Isus Hristos frumoasă, necesară, binecuvântată, pe care să o dorim ca pâinea și ca apa. Vă invit, frații mei, ca cu această meditație să deschidem odihna noastră de sabat. Las cu dumneavoastră subiectul ăsta al unei neprihăniri veșnice atât de frumoase și atât de aproape de fiecare dintre noi.